Bună ziua, copii! Voi o cunoașteți pe Măriuca. Măriuca este o fetiță micuță și drăgălașă pe care o iubește toată lumea. Nu există zi pe pământ în care ea să nu intre în vreun bucluc din care să nu știe cum să mai iasă. Bunico, tu știai că toți avem o zână fermecată pe lângă noi care ne dă cu praf magic și toate zilele noastre devin fericite? Sigur că da, Măriuca. Zânele, de asemenea, ne învață să fim cuminți, să nu facem năzbâtii prea mari. Știi, eu aveam o zână magică în copilărie. Era pisica mea. Acum o să merg până la magazin. O să te rog să fii cu minte până mă întorc. Aduc și dulciuri. Astfel, Măriuca a rămas singura acasă. Zânuțo, unde ești? Vino la mine. Uf, cred că toți copiii au o zână, numai eu nu am. Știu, o să chem pisica în casă. Pisi, 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 hai te rog frumos. Pisi, hai, intră în casă și fă niște magii. Miau! Poftim? Ce-ai spus? Miau! Sigur că da! Dacă vrei să facem prăjitură, facem! Tu ești zână și știi cel mai bine! Ia să vedem ce are bunica pe aici! Oh, are de toate! Așadar, pentru prăjitură avem nevoie de multă făină! Oh! Am scăpat pachetul pe jos. Nu-i nimic. Mai are bunica încă unul. Fai, ia uite ce minunăție! Făina plutește în aer. Zici că ninge. Bravo, pisicuță! Ai reușit să faci o magie. Miau! Hai să facem bulgăr de făină și să ne prefacem că e iarnă. Între timp, bucătăria ajunsese toată albă. Pisicuța și Măriuca erau și ele pline de făină. Oh, dar iată că se aud cheile în ușă. Vai, a venit bunica acasă. Zânuțo, eu cred că o să se supere când o să vadă ce ai făcut aici. Pisicuță, unde ești? Dar pisicuța o și zbughise din casă și s-a făcut nevăzută. Măriuca, cum ai reușit să faci aici așa mare dezastru? Nu eu am făcut, ci zâna magică. Perfect. Atunci, până când citesc eu ziarul, ar fi bine să o chem pe zână să strângă tot dezastrul. Altfel, și tu și ea veți fi pedepsite. Măriuca a stat puțin pe gânduri, apoi s-a apucat de curățenie. Era rușinată nevoie mare. Știa că ea a fost cea care a împrăștiat făina peste tot și nu pisica. Copii, adevărul este că dacă vreți să faceți vreun pocinoc, trebuie să-l îndreptați. Dacă mințiți, trebuie să recunoașteți. Bunico, gata! Am terminat curățenia. Vai, așa este. Te rog frumos, vrei să facem împreună o prăjitură? Sigur că da, Măriuca. Doar ai învățat o nouă lecție astăzi.